Situația turismului vâlcean, care a pierdut spații de cazare, deși zona este tot mai căutată de turiști, a fost prezentată în ședința Comisiei de Dialog Social de la Vâlcea. Turismul în județul Vâlcea lipsește, așa zisul, profesionalism. Ei fac toată treaba aceasta fără să fie... Să studieze mai mult și să-și dea seama câte lucruri pot să facă și câte lucruri se pot face fără un prea mare efort. La Vidra la noi e blocat. Și atunci cum dezvolt? Acolo avem un perimetru construibil, dar nimeni nu se leagă de el. Și o să distrugem munții în partea cealaltă să facem pensiuni și hoteluri. Și datele statistice arată că stațiunile din Vâlcea au pierdut în ultimii 5 ani sute de locuri de cazare, cea mai mare scădere înregistrându-se la Voinasa. Paradoxal însă, numărul turiștilor a crescut în ultimii ani, fiind și turiști străini care au ales să se cazeze în satele de vacanță din județ. La nivelul județului Vâlcea aveam 260 de unități de cazare, împărțite în structură, moteluri, hoteluri și așa mai departe, cum am explicat, iar la sfârșitul 2016 aveam 231, deci cu minus 21 mai puține. Migrația forței de muncă creează mari disfuncții, dar vă mărturisesc cu grad a doua oară de exclusivitate că indicatorii de performanță pe fondurile pe care noi le-am achiesat dau răspunsul prin INSR, prin București, când Băile Govora s-a mărit fluxul turistic cu 32%. Ca bază turistică aflată în funcțiune, județul Vâlcea se află pe locul 4 la nivel național, după Constanța, București și Brașov.